Situația des întâlnită a ultimelor abonați din scară sau condominiu la rețeaua centralizată de termoficare și apă caldă a creat probleme dificile și pentru asociații și pentru Calorgal. Pentru a le putea oferi agent termic și apă caldă și acestor abonați cazuri sociale, s-a găsit o rezolvare practică. S-a menținut contractul dintre asociație și furnizorul Calorgal, la care s-a adăugat o convenție individuală de plată prin act adițional. Decizia a fost votată de curând în Consiliul Local și a rezolvat și situația disperată a Elenei Patriche din Micro 19, care a prezentat cazul său și în plenul Consiliului Local. Cazul Patriche a impus găsirea unei soluții etalon, deoarece în contractul încheiat de Calorgal cu Asociația 435 din Micro 19 s-a specificat că la scara problemă nu trebuie livrat agent termic. Da, și ne-au cerut, ok, hai să facem o anexă, pentru care să anulăm anexa în care specificam că la scara... Deci ca studiu de caz, ultimii abonați ai Calorgal în scări pot găsi o variantă de a ieși din blocajul ăsta, să nu beneficieze de energie termică. Este strict problema de asociații. Da. Pentru că și convențiile individuale, ele sunt subsecvente contractului cu asociația. Nu poate să existe una fără alta. Este semnat contractul cu asociația, dar se pot face și convenții individuale. Nu este semnat contractul cu asociația, nu avem cum să facem. Deci, contractul doamnei Patrici este o convenție individuală, anexă? Nu. Cum se numește corect? Contractul doamnei Patrici este o anexă, o subsecvență a unui contract cu asociația, în care se adaugă la sfârșit încă un fascicol, încheiat între doamna Patriche sau Ionescu sau Popescu, poate da, să fie orice persoană din orașul ăsta, și Calorgal, toate astea cu știința asociației, care își asumă niște lucruri, Calorgal își asumă niște lucruri și clientul își asumă niște lucruri. Cazul Elenei Patriche nu este singurul rezultat în urma falimentului Apaterm și preluării sistemului de termoficare de către Calorgal. Este însă mai bine cunoscut, deoarece a fost prezentat în plenul Consiliului Local ca o situație ce necesită intervenția de urgență a autorităților locale. Criza a apărut atunci când locatarii din scară și-au montat centrale de apartament cu gaz și au refuzat să plătească contribuțiile pentru încălzirea părților comune, iar administrația asociației a repartizat toate costurile către unicul abonat al Calorgal.